Bună, bine ați revenit! Astăzi vreau să vorbim despre sesiunea numărul 5. Da, este a 5-a sesiune în legătură cu cursul despre tantrum și azi vorbim despre stiluri diferite de părinți. A fost o sesiune extraordinară, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am început cursul reflectând asupra părinților noștri, asupra bunicilor, ceea ce a fost super, super interesant. Practic ne-au pus pe grupuri, de fapt în pereche, mai bine zis, ne-au pus mai întâi în perechi câte două persoane să discutăm despre ce știm sau ce ne aducem aminte despre creșterea părinților noștri, respectiv despre creșterea bunicilor. Deci, practic, să vă puneți întrebarea cum au crescut părinții voștri, ce fel de disciplină, ce fel de părinți au fost bunicii, de asemenea ce fel de părinți au fost proprii voștri părinți. Și astea cred eu că răspund la multe, multe întrebări. Dacă stați puțin să vă gândiți, cel puțin pe parcursul cursului, mi s-a părut foarte interesant că ne-am dat seama de foarte multe lucruri. Bineînțeles că vremurile erau diferite, erau alte așteptări, alte metode de a disciplina, însă este foarte important să înțelegem ce fel de copilărie au avut părinții noștri, ce fel de copilărie au avut bunicii noștri, pentru că și ei la rândul lor, bineînțeles că au fost influențați de părinții părinților lor și tot așa. Deci asta a fost foarte, foarte fain, iar apoi am făcut un exercițiu pe grupuri, pe grupe, care a fost în felul următor. Răspunzând la aceste două întrebări, ce tip de părinți au fost bunicii, ce tip de părinți au fost părinții noștri, ce lucruri ne-au plăcut la modul în care am fost noi crescuți, ce lucruri am schimbat, ce lucruri ne-au displăcut, toate aceste întrebări vă vor ajuta să vă înțelegeți proprii părinți mai bine și să vă înțelegeți și pe voi. Și atunci poate vă dați seama ce tip de părinți sunteți voi și ce fel de așteptări aveți. Iar apoi am făcut un grup, așa, un exercițiu de grup. Sunt trei coloane. În prima coloană era vorba despre ce ne dorim noi ca părinți, ca stil de părinți, ce ne dorim noi pe viitor, ce fel de obiectiv avem. Și grupul a cam răspuns. Avem destul de mulți oameni în grupul nostru care sunt părinți singuri și atunci își doresc să fie o mamă mai bună pentru copii care nu sunt chiar copiii ei, stepmother. Deci, practic, dacă este într-o relație cu altcineva, acea persoană are un copil, pentru, cum se spun, copii adoptivi, într-un fel, dar sunt copii vitregi, așa, nu venea cuvântul, scuze. Și atunci își doreau foarte mult să aibă o relație mai frumoasă ca mamă vitregă sau ca tată vitreg. Eu am spus că mi-aș dori să fiu un model pentru copilul meu, deci asta e obiectivul meu ca părinte, mi-aș dori să zic că și el dorește să fie la fel ca mama lui sau la fel ca tatălui, să fii modele pentru el în viață, cum sunt de asemenea și părinții mei pentru mine. S-a discutat despre relația strânsă cu bunicii sau ce fel de relație este cu bunicii, dacă există vreo relație, dacă este o relație sănătoasă sau cu alți membri a familiei de asemenea. S-a mai discutat despre a avea timp calitativ ca familie, iar aici m-am regăsit și eu. Ca obiectiv mi-aș dori să avem mai multe momente frumoase să petrecem împreună ca familie. Eu lucrând de două ori pe zi, pe săptămână, acum fiind și gravidă, soțul meu în acele două zile stă el acasă cu JJ. Avem foarte mult timp eu cu JJ, tatălui cu JJ, însă noi toți trei ca familie sunt puține momente când suntem împreună. Pentru că eu stând acasă cele două zile, bineînțeles că lucrează sâmbătă și duminica și atunci este mai dificil să avem momente cu toți împreună, dar asta este ceva la care voi lucra și îmi doresc foarte mult să stăm, să petrecem mai mult timp cu toți împreună și de asemenea să facem tradiții de familie, așa, să avem anumite tradiții. Mi-aduc aminte, de exemplu, părinții mei avem o tradiție să împodobim. Noi avem foarte multe tradiții pe care le-am păstrat și vreau și eu să le merg mai departe cu ele în familia mea, să împodobim bradul împreună, să avem duminica o cină împreună sau nu chiar nu doar duminica, să avem cât mai multe mese împreună și să ne jucăm, să avem cât mai multe jocuri împreună, să aleagă fiecare câte un joc, fiecare zi, nu știu, anumită zi să fie ziua unui copil sau ziua tatălui, ziua mamei, să facem tot ce vrea persoana respectivă, să-i spunem da la orice, chestii de genul, nu știu.
Gândiți-vă și voi, mi se par foarte drăguțe aceste tradiții. După aia avem aici a doua coloană. Aici ce vrei să faci acum? Ce schimbări vrei să se producă acum, ca părinte? De exemplu, mulți am spus că vrem mai mult, să avem mai multă răbdare. Asta a fost printre cele mai întâlnite, să ai mai multă răbdare. Să avem mai puține așteptări, să nu fim așa de stricți cu copiii noștri, să fim mai înțelegători, să avem o relație de co-parenting, dacă sunt părinții divorțați sau așa, să aibă o relație mai bună cu celălalt partener. Și orice, gândiți-vă și voi ce vă doriți mai mult. Iar la trău, ultima coloană este, cred că noi cu asta am început, că e cea mai ușoară, ce vrem cu siguranță să aruncăm efectiv, să nu mai repetăm și noi, să nu mai repetăm ce au făcut bunicii noștri, părinților noștri, să nu mai repetăm poate ce au făcut părinții noștri, fără să-și dea seama cum ar veni să ne bată, să ne lovească, să ne învinovățească, să ne facă să ne simțim prost, să ne zică nume, să ne pună etichete, aici erau foarte multe, să zbiere la noi, să cedeze non-stop, asta era o discuție interesantă, să cedăm în fața copiilor, mereu să-i spui da și la un moment dat vă dați seama că trebuie să mai spunem și nu. Și chiar a fost o sesiune foarte interesantă. Iar acum, ca tipuri de părinți, să vă gândiți așa, noi aici am vorbit despre părinții care sunt foarte stricți, părinții care sunt foarte calmi și foarte mai mers spre nepăsare, gen chiar nu au anumite reguli, sunt așa foarte plutitori în adevăr. Imediat, mami! Vedeți că mă duc imediat la el. Inconsistenți, ăștia, tipul ăsta de părinți, sunt părinții care astăzi spun da la ceva, mâine spun nu la același lucru și sunt foarte... Nu respectă aceeași chestie în fiecare zi, ca virgulă copilul să înțeleagă ce este da, ce este nu. Poate astăzi îi dați să mănânce desert înainte de masă, mâine nu-i mai dați și atunci copilul este foarte confuz. Iar ultima parte sau ultimul tip de părinte, părintele care este foarte anxios, este foarte stresat, este acolo la fiecare pas, dă totul pe tavă, este foarte speriat, nu lasă copilul să pice, nu lasă copilul să se încalțe singur, este teamă să nu se întâmple ceva, este într-o panică constantă și este foarte fricos sau fricoasă și are foarte multe griji și frustrări și atunci este foarte anxios. Da. Și întrebarea este ce fel de efecte crezi că au astea asupra copiilor dacă un părinte este prea strict, prea nepăsător, prea inconsistent sau prea anxios și să te gândești un pic, iar apoi ce lucruri ai face tu diferit ca părinte după ce ai analizat un pic și te gândești și la stilul tău de părinte și ce faci tu, ce îți place, ce nu-ți place. Și cam atâta pentru sesiunea asta, sesiunea numărul 5 despre tipuri diferite de părinți. Eu vă doresc mult succes, poate vreau regăsi și voi anumite privințe, poate doriți să faceți sus.